Aș vrea să înțelegem un lucru. Că orice fenomen de învățare, orice proces de învățare începe de la o problemă. Deci, dacă vrem să învățăm ceva, prima dată trebuie să descoperim care este problema. După ce am descoperit care este problema, după aceea căutăm o soluție la problema respectivă. Dacă nu avem o problemă, degeaba căutăm soluții, să fie foarte limpede. Pentru că nu există probleme, din cauza asta, marea majoritate a oamenilor din jurul meu și din jurul dumneavoastră nici nu caută mai nimic. Iar în momentul în care îi inviți cumva să vină la o adunare religioasă de rugăciune sau de biserică, ei zic, da, ce să caut acolo, pentru că problema mea n-are nimic de a face cu ceea ce discutați voi acolo. Vreau să vă întreb un lucru. Credeți că problemele care sunt dincolo de această biserică au de a face cu ceea ce cuvântul lui Dumnezeu învață? Haideți să vedem. Media, vă rog frumos, dați-mi prima imagine. Vă las puțin să vă uitați. Am pus titlul acestei imagini pentru sau contra omului. Uitați-vă, vă rog, la prima imagine. Este un costum victorian. Ce înseamnă un costum victorian? Un costum de pe vremea reginei Victoria, secolul 18-19. Celelalte sunt 21. Vreau să vă întreb un lucru. Când îmbrăcați un om cu primul costum, ce vreți să faceți cu omul acesta? Când îl îmbrăcați cu primul costum, cu cel victorian, îl puneți pe un om, ce vreți să faceți cu el? Că îl îmbrăcați așa. Poftiți? Stați puțin, încă o dată, ca să pot înțelege eu. Ce a zis? Să discuți cu el. Cu primul om? Poate că da, dar nu mă gândesc că dacă îl îmbrac așa voi avea ce discuta cu el. Mă rog, posibil. Mulțumesc. Un alt gând. De ce îl îmbrac așa cu primul costum? Ca să arate elegant. Elegant, dar de ce vreau să arate elegant? Cuvântul elegant nu-mi spune nimic. Puteți să-mi dați un alt cuvânt în locul cuvântului elegant, să-mi spună ceva, să-mi vorbească. Dânsul spune, reprezintă un timp. Bun, reprezintă o epocă anume, dar ce s-a vrut în vremea respectivă cu omul că l-a îmbrăcat așa? Deci, mi se spune, domnule, să te pleci înaintea lui. Un moment de demnitate? E bine așa? Un moment de demnitate. Mulțumesc. Mai puteți da vreun alt cuvânt? Împodobire. Mulțumesc. Mi-a zis ceva aici. Noblețe. Vă mulțumesc. Ăsta e un cuvânt care e mai aproape de gândul pe care l-am eu. Când îl îmbraci pe un om în felul acesta, încerci să îl înnobilezi. Adaugi la frumusețea lui, adaugi la demnitatea lui, adaugi la însemnătatea lui. Vrei să faci ceva cu el. Punctul 2. Când îl îmbraci așa, ce vrei să faci cu el? Numai puțin, că vreau să intre pe cei tineri. Nu, serios, când îl îmbraci așa, primul am încercat să-l înnobilez. În al doilea tip de îmbrăcăminte, ce încerc să fac? Nu, stați puțin, adică putem să luăm lucrurile foarte serios, dar vreau să vă spun că în spatele fiecărui model de îmbrăcăminte e o logică și o filozofie. Vă rog frumos să ghiciți filozofia din spate. Ce vrei să faci cu omul ăla că îl îmbraci așa? Poftim? Dânsa spune degradare, dar cei ce se îmbracă așa, îmi zic, nu e adevărat. Habar n-ai. Nu e degradare, e ce e? Numai puțin. Vă rog eu frumos, din momentul ăsta, pentru 2 minute, să-mi răspundă numai tinerii.
Ziceți repede. Suntem cei mai tineri? Dar n-am zis că cei mai tineri. Tinerii. Ia zic că tot ai luat cuvântul. Eu personal nu mă îmbrac așa, dar știu că da. Dacă cineva se îmbracă așa și se simte comod și spune că așa e. Nu, deci fiți atenți. Fiți atenți ce îmi spune el. El îmi justifică și spune dacă el se simte bine așa, e foarte bine. Dragii mei, întrebarea mea nu este dacă se simte bine sau nu, că sigur că se simte bine pentru că i-au ieșit genunchii prin pantaloni. Deci asta se simte bine, e clar, fără discuție. Nu, eu vă întreb, când îl îmbrac așa pe un om, ce vreau să fac din el? Asta este întrebarea mea. Înțelegeți? Adică nu discut. Băi, te simți bine? Sigur că da. Dar iertați-mă, și un drogat care cade jos pe podea și stă prin mizerie, el se simte foarte bine. Și dacă mă întrebați de ce, este simplu. Pentru că drogul alterează percepțiile și toate mizeriile pe care le vede acolo, el le traduce ca fiind bucățele de aur, de argint. El se tăvălește printre gunoaie, printre hârtii, crezând că se scaldă în aur și așa mai departe. Dacă citiți declarațiile lor în legătură cu experiențele paranormale ale mizeriei în care trăiesc ei, ei spun, nu, noi trăim într-o zonă extraordinar de bună. Nu mă interesează ce simt eu. Nu mă interesează ce simte altul. Mă interesează, dacă tu îl îmbraci așa pe un om, ce vrei să faci cu el? Asta mă interesează. Mulțumesc. Ce vreau să fac cu el? Zi, Antoniu. Să fie șmecher. Foarte interesant. Ce-o fi asta șmecher? Nu știu. Încă n-am definit cuvântul șmecher. Mă poți ajuta, Sara? Mulțumesc. Foarte, foarte interesant ce spune ea. Să-i scad valoarea. Foarte greu de admis lucrul acesta. Foarte greu de admis. Dar eu vă rog din suflet să fiți cinstiți. Și să vă întreb dacă nu cumva Sara are dreptate. Nu-i scad valoarea? Deci nu discut oameni buni cum mă simt, ce se întâmplă, dacă e la modă, dacă nu. E un paradox. Adică mă îmbrac în felul acesta și am impresia că îmbrăcămintea asta îmi dă valoare. De ce iau tinerii pantaloni rupți? Pentru că au impresia că le dau valoare. În realitate ce se întâmplă? Le scade valoarea. Această întoarcere pe dos a percepției este îngrijorătoare. Adică te îmbraci în cerșetor și tu spui că ești prinț? Și n-am o problemă că spui, dar am o problemă că tu chiar crezi. Adică nu avem de-a face cu o răsturnare a minții. Nu am de-a face cu o răsturnare a minții. Vreau să vă întreb, avem o problemă? Și vreau să vă spun că nu avem o problemă de blugi aici. Avem o problemă de minte. Întrebarea mea este, are Dumnezeu de-a face cu această răsturnare de valori a minții? Are Dumnezeu ceva de spus în legătură cu această răsturnare de valori? Estetică. S-ar putea întâmpla ca dumneavoastră să ziceți, e o joacă, e absurd. Dar vreau să vă spun că nu e absurd. Partea domnișoara ultimă spre mine este o domnișoară de modă veche. Mă înțelegeți? E o domnișoară de modă veche, nu se mai poartă. S-a dus. E victoriană, e depășită, e cum vreți. Domnișoara dinspre dumneavoastră e de actualitate. Vă întreb încă o dată. Pun aceeași întrebare. Când tu produci o estetică, un chip uman de felul ăsta, ce ai de gând să faci cu omul ăsta? Probabil că, da, nu vă contrazic. Dar mai mult de atât, ce ai de gând să faci? Pentru că vreau să vă spun limpede, acum, partea a doua este imitare de model demonic.
Deci, nu, deci în momentul în care căutați pe Google și așa mai departe, căutați modele demonice și veți avea oameni care se... Vă rog să observați acei ganglioni aici, nu sunt altceva decât cornițe. Da, încă o dată. Problema mea nu este că sunt urâți. Nici nu mă gândesc la asta. Nu asta e problema, că sunt urâți. Întrebarea mea este: ce ai de gând cu omul de tipul ăsta? Vreau să vă întreb, e omul viitorului? Mi se spune că este vorba de transuman, transumanism, adică este omul viitorului. Vom evolua spre așa ceva. Cum vi se pare? Cum vi se pare termenul ăsta? Vom evolua spre așa ceva. Pentru că mai devreme dumneavoastră mi-a spus că în problema cu blugii asta ar fi o degradare. Acum, în esteticul ăsta sau în esteticul urâtului de aici, este o degradare sau o... Și din nou am aceeași problemă. Dacă degradezi un om, de ce spui că evoluează? Sigur că există un interes, dar pe mine mă interesează eu, omul normal, măcar în ghilimele. Eu de ce înghit pastila asta? Eu de ce o accept? Eu de ce mă uit și din ce în ce mai mult văd pe stradă oameni care nu chiar ajung aici, dar care înclină în direcția asta? Evident, nu, saltul nu se face, saltul este uriaș, nu se face dintr-o dată. Cei ce au făcut aici acest salt sunt excentrici. Dar marea majoritate a oamenilor nu sar atât de departe. Sar mai puțin. Dar vreau să vă spun că și dacă faci, străbați distanța, nu dintr-un salt, din două, trei, tot acolo ajungi. Nu-i mare diferență. Și atunci întrebarea mea este: oameni buni, de ce numim lucrul ăsta evoluție? Când de fapt este... Suntem aici ca să analizăm puțin situația care se întâmplă cu mine ca om. Pentru ca ulterior să văd dacă cuvântul lui Dumnezeu are rost. Dacă cuvântul lui Dumnezeu are sens sau nu are sens. Pictură, artă. Vorbind despre ființa umană, țipătul. Vă rog să observați, chipul uman este aproape șters. Omul nu mai are chip. Ceea ce vedeți aici este angoaza, este drama ființei umane care are o singură modalitate de a se manifesta, și anume țipătul. Țipătul nu este strigăt. Țipătul este disperare. Și iată că profeții artei moderne îmi spun că până la urmă omul e cam ăsta. E un țipăt de durere. Între o extremă și alta. Cine suntem? Vă amintiți aseară, am terminat întâlnirea noastră cu un text din Iov, capitolul 31, care spunea așa: și să mă apropii de Dumnezeu ca un domn. Spuneți-mi, vă rog, ce a rămas din această perspectivă, să mă apropii ca un domn, cu demnitate, cu fruntea sus, eliberat de tot ceea ce mă ține. Unde e? Tabloul care urmează este un tablou șocant. O să-l țin foarte puțin înaintea dumneavoastră, pentru că nu vreau... Următoarele două, de fapt, sunt șocante, pentru că nu vreau să le țin foarte mult, dar aș vrea să înțelegem un lucru. În tot acest proces de deteriorare, un rol dramatic l-a jucat mitologia sau religia, care a prezentat minții umane prototipuri de decadență înfiorătoare.
Iată o scenă de mitologie. Grotescul mitologic. Saturn devorându-și fiul. Mitologia, în lipsa Scripturii sau a Cuvântului lui Dumnezeu, a însoțit ființa umană cu tot felul de povești. De tipul ăsta. Zeii și-au devorat fiii, luptele între zei și așa mai departe. Iar ființa umană, în idealul ei, datorită acestor scene, a fost trântită la pământ. Pentru că modelele, în ghilimele, divine, erau grotești. Erau grotești. Și când zeii sau dumnezeii tăi sunt din domeniul grotescului, omul unde ajunge? În grotesc. Iată deteriorarea minții umane. Dragii mei, asta e artă, este pictură. Asta nu trece. Rămâne pe zidurile universităților, rămâne pe zidurile orașelor noastre, vorbind despre modul în care ființa umană se descompune, se deteriorează datorită a ce? Înțelegeți de ce a vorbi despre Dumnezeu într-o situație de felul ăsta devine vital? Pentru că Dumnezeu este singurul care poate să mă depărteze sau să mă ia din domeniul acesta al subumanului sau autodistrugerii și să mă ducă într-un domeniu cât de cât normal. Ați ridicat mâna? Mulțumesc. Nu intru în detaliile acestea. Vreau doar să vă provoc cu ele. Încă o dată, până în momentul acesta n-am făcut altceva decât stabilesc o problematică. Nu am intrat în Scriptură încă. Dar pentru ca să ne placă Scriptura, să iubim Scriptura, până la urmă trebuie să se formeze în interiorul nostru un vid care ulterior să fie umplut de Cuvântul lui Dumnezeu. Suntem încă în momentul în care vrem să ne umplem vidul. Și acum, ceea ce urmează, vă rog tare mult să fiți atenți. Pentru că ceea ce urmează sunt două imagini care vorbesc foarte mult despre situația în care suntem. Ce vedeți aici? Uitați-vă de jur împrejur, este o catedrală. De jur împrejur sunt ferestre gotice, sunt vitralii, în spate este mobilă sculptată, veche, artă adunată de peste tot și în altar, în altar este o vacă care nu înțelege nimic din tot ceea ce este de jur împrejur. Înțelegeți? Ăsta este omul modern. Gheorghe Fickel, în 2017, așează omul modern în situația în care, spune el, omul nu mai înțelege nimic din frumusețea din jurul lui. Îl duci într-o catedrală și el este ca, iertați-mă, exact aia e, ca un bou într-o catedrală. Nu înțelege nimic, e blocat. Nu vi se pare că e cumplit? Și, dragii mei, asta nu o spun eu. Nu o spune altcineva. Sunt expoziții de artă, de ultimă oră, care arată îngrijorarea oamenilor în legătură cu omul. Ce am devenit până la urmă? Ce am devenit? Și ultima imagine. Ce părere aveți? Același Fickel. În aceeași expoziție, 2017. O turmă de oi care au intrat într-o zonă din nou de catedrală, au deasupra lor un candelabru excepțional, lumini și așa mai departe. Cât înțelege turma de oi în legătură cu ceea ce este deasupra lor? Cât înțelege? Zero. Nu vi se pare că este exact problema în care ne aflăm noi?
Nu vi se pare că deteriorarea noastră, pornind de la blugii găuriți până la deteriorarea minții, ultima care am văzut-o până acum, ține de faptul că urmăm ca o turmă de oi și ne uităm doar ce putem mânca și ne uităm doar ceea ce este ziua de mâine, dar nu ne uităm absolut deloc căutând sacrul, divinitatea sau pe Dumnezeu. Suntem fără capacitatea de a înțelege universul și pe Dumnezeu. Vreau să vă întreb. Încă o dată, nu spun eu asta. Oamenii seculari simt lucrul ăsta. Dumneavoastră, nu simțiți că suntem pe acolo? Cred că întrebările dumneavoastră sunt foarte bune, dar cred totuși că imaginea asta trebuie să fie completată ulterior. Puneți întrebări, dați și răspunsuri mai departe. Important este să rețineți acest lucru. Suntem ca o turmă de oi? Ne căutăm doar mâncarea și ziua de mâine? Trăim în virtutea lui Carpe Diem, trăiește ziua? L-am exclus pe Dumnezeu din atenția noastră și chiar dacă Dumnezeu ar aprinde toate reflectoarele Lui peste noi, noi tot în jos ne-am uitat și n-am vedea nimic din ceea ce se întâmplă deasupra? Nu vi se pare că este un reflex extrem de dureros? Întrebarea mea este, și cu asta voi încheia partea de problematică, întrebarea mea este, dragii mei, cum de-am ajuns aici? Cine-i de vină? Prietenul meu tot dă vina pe cioban și și drept, până la urmă și ciobanul are vina lui. Dar cine te-a pus să fii oaie? Cine te-a pus să fii bou? Iertați-mă. Iertați-mi terminologia, da? Ne oprim aici cu autocritica. Și în momentul acesta, vă rog, dați voie Scripturii să vorbească. Și veți vedea pe fondul ăsta ce valoare are fiecare cuvânt al Scripturii peste care noi trecem de obicei foarte ușor. Romani, capitolul 1, cu versetul 18, este un fel de filozofia decadenței umane. Biblia explică de ce omul a căzut, s-a deteriorat și a ajuns unde a ajuns. Vreau să vă invit în seara asta să-mi spuneți dacă Biblia are dreptate sau nu. Cu ocazia aceasta aș vrea să vă invit să vă obișnuiți să citiți Sfânta Scriptură. Mulți dintre dumneavoastră ați auzit în stânga și în dreapta voci care spun Biblia nu poate să fie înțeleasă. Degeaba oaie că nimeni nu poate înțelege. Vreau să o citim împreună. Și vreau să vă întreb dacă o înțelegeți sau dacă o putem înțelege. Este unul dintre secvențele cele mai puternice pe care le putem găsi în literatură, în legătură cu ce se întâmplă cu noi. Haideți să vedem. Deci, încă o dată, Romani 1 cu 18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care ce fac? Înnăbușe adevărul cu ce? Întrebare. Vă rog să rămâneți cu mine puțin. Întrebare. De ce păcătuiește omul? Cu cât păcătuim mai mult, cu cât călcăm legea lui Dumnezeu mai mult, cu cât intrăm în domeniul imoralității, cu atât noi înnăbușim noțiunea de adevăr care este în noi sau în cei din jurul nostru. O înnăbușim, o strângem de gât. Și creiem ideea că păcatul e o normalitate. Dom'le, păi toți fac așa. Și când spui toți fac așa, spui că așa e normal. Uite, dom'le, toți fac așa. Păi de ce să fac eu altfel când toată lumea face așa? Ce s-a întâmplat? A înnăbușit adevărul cu un mod de viață care a devenit obicei
și care a devenit cultură la un moment dat. Pentru că cultura noastră reflectă această înnăbușire a adevărului și scoatere în evidență a altceva. Da? Mă întorc la prima mea întrebare și anume, de ce numim degradarea evoluție? De ce numim degradarea înnobilare? De ce o numim așa? Că nu e. Pentru că adevărul este înnăbușit de fals, de alternativ, de neadevăr. Am scris sus ideea de pluralism. Știți ce este pluralismul? Pluralismul este situația în care eu am dreptate și tu ai dreptate. Și tu ai dreptate. Lucrul ăsta se vede cel mai bine în lumea religioasă. În lumea religioasă, astăzi toți avem dreptate. Tu unde te duci? Păi mă duc la biserica aia. Frumos. Important este să te duci la biserică. Tu unde te duci? La biserica cealaltă. Frumos. Dar întrebați, vă rog, bisericile și veți descoperi că bisericile respective cred total diferit. Și în timp ce într-un fel se crede într-o parte, într-un fel se crede în partea cealaltă, într-un fel se crede în partea cealaltă, se ajunge la concluzia, lasă că nu contează. Toți aveți dreptate. Păi cum poți ajunge la concluzia că toți avem dreptate decât dacă numai în situația în care adevărul este înăbușit? Trăim această realitate. Pentru că ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit în ființa umană. Căci a fost arătat omului de către Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui, se văd lămurit de la creațiune. Când te uiți cu băgare de seamă la aceste lucruri, în ceea ce a făcut El. Dragii mei, să lămuresc puțin textul ăsta. Să presupunem că eu sunt luat și dus la închisoare. De jur împrejur sunt pereți de beton și nu mai văd nimic. S-ar putea întâmpla ca în momentul acela să spun că Dumnezeu nu există. De ce nu există? Păi nu există. Unde să-L văd pe Dumnezeu? Unde să-L văd pe Dumnezeu eu? Între patru pereți. Un prieten a scris la un moment dat versuri care spuneau așa: spuneți-mi voi de ce nu s-a putut să aruncați planeta într-un beci, de sub tavanul ignoranței crunt, să nu se vadă stelele în veci. Să nu se vadă, însă le-am văzut. Ei, să presupunem că nu vezi nimic dincolo. Și nu ești decât tu în celula respectivă. Vreau să te întreb, vei putea spune vreodată că Dumnezeu nu există? Vreau să vă spun că aici zice le-a fost arătat de Dumnezeu unde? În ei. Astfel încât dovada existenței lui Dumnezeu nu mi-o poate lua nimeni, niciodată. Câtă vreme eu exist, eu n-am nevoie de o altă dovadă mai puternică a existenței lui Dumnezeu. Cel mai banal lucru pe care îl pot să-l fac depășește până la urmă posibilitatea mea de a explica. Adică, dacă eu vreau să arunc această telecomandă prietenului meu de acolo, eu cântăresc, în primul rând, greutatea telecomenzii. Apreciez distanța de aici până acolo. Calculez impulsul pe care trebuie să-l dau acestui mic obiect. Toate acestea le fac fără să mă gândesc. Le fac cu rapiditate extraordinară, arătând un computer care funcționează la cea mai mică, cea mai modestă și cea mai nesemnificativă mișcare pe care o am. Dacă îmi spuneți că treaba asta se trage de la coacervate sau de la maimuță,
înseamnă că s-ar putea întâmpla să fie intrat un bou în biserică. Adică să nu pricep. Dacă îmi scapă noțiunea de sacru, dacă îmi scapă noțiunea de prezența lui Dumnezeu, pierd tot. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, spune versetul 21, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Frații mei, vă rog să observați, pas cu pas, această scară de decădere a ființei umane pornește cu faptul că au cunoscut pe Dumnezeu la început, dar nu l-au proslăvit. Locuiesc aproape de Los Angeles. Am învățat la școală că triburile mai există undeva prin pădurea Amazonului și ele sunt urmele omului primitiv. Am crezut lucrul ăsta multă vreme. Anii trecuți, zilele trecute, am descoperit însă viața tribală în Los Angeles. M-a uluit lucrul ăsta. Știți ce m-a uluit? M-a uluit faptul că într-un oraș cu vârful și cu maxima civilizației poate produce omul tribal sau omul sălbatic. Astfel încă, în momentul în care intri în zonele unde există mii de oameni fără casă, așa numiți homeless, care stau în corturi, descoperi lângă ei grămezi de gunoi, o viață imposibilă, ca în jungla Amazonului. Uitându-mă bine, găsesc similarități șocante. Nu vreau să-i acuz pe oamenii ăia. Au dreptul la bine cât în cape. Dar binele este la o palmă de existența lor. Dincolo de ei, la câțiva metri, se ridică zgârie norii. Majoritatea din acești oameni au fost oameni intelectuali. Știu să citească. Discută politică. Sunt angrenați în mișcări politice. Numai că ei consumă droguri. Îi găsesc la un moment dat tatuați din cap până în picioare. Îmbrăcămintea le este sumară, murdară și nu interesează. La fiecare cort aproape se află, nu știu cum se numesc, se află dispozitivul acela cioburi metalice care atârnate cu niște fire atunci când bate vântul scot sunete destul de frumoase, le pun oamenii la casele lor. Nu știu cum se numesc, un fel de clopoței așa care... Ei bine, pentru noi îi punem acasă ca să sune bine. În realitate, aceștia sunt lucruri care au fost așezate în jungla Amazonului pentru ca să se alunge spiritele, duhurile. Aceste obiecte spiritiste sau spiritualiste sunt de o asemenea frecvență acolo încât îmi dau seama că respectivele persoane, în mentalitatea lor, religia pe care o profesează este o religie de tip spiritist sau spiritualist. Și atunci, uitându-mă puțin la ceea ce se întâmplă acolo, observ un lucru care mă șochează și anume că în zona de cea mai mare cultură și civilizație se naște o anticultură, se naște un om care nu are nimic de a face cu ceea ce este frumos, cu ceea ce este nobil, cu ceea ce este divin. Este un om care pur și simplu își acceptă și își provoacă autodegradarea prin modul lui de a fi. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit și nu i-au mulțumit. Este exact fenomenul de aici. Ar fi putut să fie mulțumiți cu viața respectivă, ar fi putut să fie fericiți de cultura care se oferă, dar n-au făcut lucrul acesta, n-au fost mulțumiți, s-au întors cu spatele la ceea ce este bine, spune aici, s-au dedat la gândiri deșarte, inima lor fără pricepere s-a întunecat, s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Majoritatea oamenilor care sunt acolo nu sunt
oameni inculți. Sunt oameni de cultură. Stai de vorbă cu ei. Ai ce discuta cu ei. Ei se fălesc că sunt înțelepți. În realitate, însă, stau într-o zonă de înfricoșătoare degradare. De ce e așa? Vreau să vă fac să înțelegeți că cuvântul lui Dumnezeu se împlinește la literă în istoria noastră. Versetul 23. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târâtoare. Și ce au făcut? Au avut un Dumnezeu nemuritor, plin de slavă. L-au dat la o parte, au pus în locul lui icoane care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târâtoare, s-au închinat înaintea lor, prosternându-se înaintea lor, acestea au devenit modele de comportament, modele de gândire, modele de viață. Când ai model de viață, de comportament și așa mai departe, un om, spuneți-mi ce se întâmplă. Dar când ai un animal, ce se întâmplă? Dar când ai o târâtoare, observați cum coboară. Observați? Pas cu pas, se coboară. Din cauza asta Dumnezeu a spus, nu vă faceți chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt unde vreți. În cer, pe pământ, sub pământ. Nu faceți lucrul acesta. De ce? Și oamenii au întrebat, dar de ce? Stați puțin, că ne ajută să înțelegem divinitatea, au explicat alții. Stați puțin, că ne ajută să înțelegem că sunt și alte forțe mai puternice decât noi. Și Dumnezeu spune, nu! De ce? Răspunsul e aici. Nu schimbați slava Dumnezeului nemuritor cu nimic. O schimbăm cu morți. O schimbăm cu oameni care credem noi că au murit, au fost buni și care acum trăiesc. Întrebarea mea este, de ce ai nevoie de un om care trăiește când îl ai pe Iisus Hristos care trăiește? De ce ai nevoie de altceva când ai un Dumnezeu care trăiește? De ce ai nevoie să schimbi slava, lucrurile slăvite, să le înlocuiești cu altceva care sunt din domeniul derizoriului? De ce? Versetul 24. De aceea, pentru că au schimbat slava lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a lăsat pradă, ziceți, necurăției, să urmeze poftele lor, așa că ajung să-și necinstească singuri trupurile. Cred că în momentul acesta va trebui să ne aducem aminte de textul acela în care Dumnezeu, spre deosebire de această realitate a vremilor noastre, Dumnezeu vine, ne oprește și spune, stați puțin. Nu știți voi că trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt? Luați, vă rog, aceste două realități, puneți-le față în față, și anume, își necinstesc singuri trupurile și ați văzut. Ați văzut imaginele dinainte în care se întâmpla exact lucrul acesta. Iar pe de altă parte, Dumnezeu care spune, oameni buni, voi sunteți temple în care Duhul Sfânt locuiește. Și acum vreau să vă întreb, alegeți ce vreți să fiți. Omul viitorului în variantă modernă, ați văzut anterior, omul viitorului în varianta lui Dumnezeu, temple ale Duhului Sfânt. Se despart drumurile, oameni buni. Se despart drumurile. Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi ajungem la o intersecție cu valoare de viață și de moarte. Dacă nu, cumva am și ajuns. Societatea, lumea, fiecare dintre noi ne aflăm într-un punct nevralgic. Unde ne îndreptăm acum este vital pentru fiecare dintre noi. Aș vrea să înțelegem lucrul ăsta. Nu mergeți cu o viață alandala. Nu mergeți cu o viață care se îndreaptă oriunde. Cum se va întâmpla? La voia întâmplării. Nu acceptați sistemul acesta. Dumnezeu spune așa, v-am pus înainte binele și răul, viața și moartea. Om bun, alege viața ca să trăiești.
Nenorocirea este că ni s-a schimbat mintea. Numim răul bine și binele rău. Numim decadența progres și progresul îl numim decadență. Și atunci parcă nu mai știm încotro să o luăm. Este vremea să dăm dreptate lui Dumnezeu pentru a ști ce se întâmplă cu noi, pentru a afla diagnosticul pentru vremea asta. Omul templu, ce frumos ar fi! Câtă demnitate! Cât paradis! Căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu. Rețineți aceste expresii extraordinare. Am schimbat în minciună adevărul. Dragii mei, cred că nu e nevoie să reamintesc lucrul ăsta, dar trăim într-un sat de mincinoși. Toți. Ați băgat de seamă lucrul ăsta? Ați băgat de seamă cât se minte? Se minte în politică? Da sau nu? Da sau nu? Se minte la nivel de reclamă? În economie? Ați fost făcuți vreodată să cumpărați niște lucruri datorită reclamei și când ați pus mâna pe ele, ați descoperit că sunt de 2 lei? Se minte în religie? Se minte în religie? Să nu uitați că eu sunt aici ca un exponent al religiei. Vreau să vă întreb, se minte în religie? Da sau nu? Ziceți? Din cauza asta, dragii mei, în seara asta, din cauza asta, vă recomand Scriptura. Vă recomand nu oameni. Nu înlocuiți slava lui Dumnezeu niciodată cu vreun om sau cu altcineva. Păstrați acest reper în fața căruia nu se poate minți. Sau care, dacă doriți dumneavoastră, descoperă orice neadevăr. Vă recomand Scriptura. Uitați-vă bine. N-am deschis-o eu pentru că am vrut ca împreună să o studiem. Împreună să o citim. Pentru că după aceea să o puteți deschide dumneavoastră și să o citiți acasă, liniștiți, pentru a descoperi mai departe valori extraordinare ale ei. Au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu, au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin. V-ați închinat vreodată făpturii în locul Făcătorului? Da sau nu? Da sau nu? Mă uit la ceas și sunt în dubiu. Nu știu. Aș fi vrut să citesc cu dumneavoastră încă un segment de Scriptură, dar mi-e teamă că se face târziu. Dacă aveți Scriptura cu dumneavoastră, deschideți repede în Isaia 44. Dragii mei, există porunca lui Dumnezeu care zice așa, să nu-ți faci chip cioplit. Am amintit-o înainte. Nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, jos pe pământ, mai jos decât pământul, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Bun. Scrie Dumnezeu treaba asta? O scrie? Unde o pune? Unde o găsim? Poftim? Între cele 10 porunci. Porunca a doua. Ei, bine, foarte mulți mă întreabă, dar de ce? Dar de ce? Și eu încerc să le explic. Vreau să vă întreb un lucru. Știți că cea mai bună explicație în legătură cu de ce nu trebuie să facem treaba asta se află în Sfânta Scriptură? Odată este aici, zice, au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu, s-au închinat făpturii în locul Făcătorului și este o explicație. Dar în Isaia
44. Aș vrea să citiți cu mine repede, să vedeți, să vedeți cum explică Isaia de ce nu trebuie să te închini. E superb. De la versetul 10. Cine este acela care să fi făcut vreodată un Dumnezeu sau să fi turnat un idol și să nu fi tras niciun folos din el? Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Ziceți-mi. Business, da? Nu vreau să arăt cu degetul la nimeni, dar businessul cu icoane astăzi este înfloritor. Bun. Spune mai departe, versetul 12. Fierarul face o secure, lucrează cu cărbuni, o fățuiește, îi dă un chip cu lovituri de ciocan și o lucrează cu puterea brațului. Deci, lucrează ca în atelier. Nu e vreo deosebire? Că asta spune aici. Îl fățuiește, dă cu săcurea, îl lucrează. E atelier. Vedeți vreun element de sacru? Vedeți vreun element de sfânt aici? Nu. Bun. 13. Lemnarul întinde sfoara, face o trăsătură cu creionul, fățuiește lemnul cu orindea, îi însemnează mărimea cu compasul, face un chip de om, un frumos chip omenesc, ca să locuiască într-o casă. Cu alte cuvinte, ia-l și pune-l la tine acasă, că este o statuie frumoasă, da? Îl poți spune de bibelou, corect? E ceva sacru în toată treaba asta? Vedeți vreun element de sfințenie? Nu, compasul, trăsătura cu creionul, matematică, îndemânare, asta este. Mergem mai departe. Taie cedrii, goruni, stejari, pe care și alege din copacii din pădure. Sădește brazi, ploaia îi face să crească. E vreun element sacru aici? E pădure, dragii mei. E pădure. A? Mai departe. Copacii aceștia slujesc omului pentru ars. El îi ia, se încălzește cu ei. Îi pune pe foc ca să coacă pâine. Și tot din ei, și aici este momentul de au. Tot din ei face un Dumnezeu căruia îi se închină. Își face din el un idol și îngenunchează înaintea lui. O parte din lemnul acesta o arde în foc. Cu o parte fierbe carnea. Pregătește o friptură și se satură. Se încălzește și zice, ha-ha, m-am încălzit, simt focul. Vedeți cât de aproape de realitate este. Se copiază până și interjecția celui care se încălzește. Ha, ha, simt focul, mă încălzesc, ce bine este. Extrem de plastic. Este cineva care nu înțelege despre ce e vorba? Poate cineva să spună, Scriptura e prea complicată, nu pot să o înțeleg? Cu ce mai rămâne însă, spune versetul 17, face un Dumnezeu, idolul lui, îngenunchează înaintea lui, se închină, îl cheamă și zice, mântuiește-mă că tu ești un Dumnezeu, ești Dumnezeul meu. Zice aici, ei nu pricep, nu înțeleg, căci li s-au lipit ochii ca să nu vadă și inima ca să nu înțeleagă. Niciunul nu intră în sine însuși și n-are nici minte și nici pricepere. Uluitor, nu vreau să jignesc pe nimeni, ăstea-s cuvintele Scripturii. Nu zic eu, dragii mei, nu zic eu, Scriptura zice. Dacă le-am fi citit de multă vreme, ne-am fi dat seama că suntem în pericolul să intrăm într-o categorie a oamenilor fără judecată. Niciunul nu-și zice, am ars o parte din el în foc, am copt pâine pe cărbuni, am fript carne și am mâncat-o și să fac din cealaltă parte o... Încă o dată, eu n-aș avea curajul să spun, dar o spune cuvântul lui Dumnezeu, să fac din cealaltă parte o scârbă. Deci e o scârbă? Pentru că prin acest lucru Dumnezeu îi lasă pradă necurăției. Așa că ajung să-și necinstească singuri trupurile. Efectul este extraordinar. Dumnezeu știe. Și de asta spune o scârbă.
Să mă închin înaintea unei bucăți de lemn. Cuvântul lui Dumnezeu, Isaia, spune clar, dragii mei, nu e nimic altceva decât o bucată de lemn. Nu este o bucată de lemn cu har habitual în ea. Nu s-au împărțit harul în așa fel încât să aibă putere făcătoare de minuni și așa mai departe. Cuvântul lui Dumnezeu spune, simplu e bucată de lemn. El se hrănește cu cenușă, inima lui amăgită îl duce în rătăcire ca să nu-și mântuiască sufletul și să nu zică, n-am oare o minciună în mână? Și iată că ajungem la situația în care cuvântul lui Dumnezeu spune, am înnăbușit adevărul cu minciună. Vreau să înțelegeți câtă putere are cuvântul lui Dumnezeu față de provocările vieții noastre cotidiene. Luați cuvântul acesta și faceți-l puterea dumneavoastră. Este soluție pentru ceea ce facem noi. Pentru problemele care le avem. Mergem mai departe. Versetul 28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților care devine cum? Voia minților blestemate. Și ajungem la un nivel uluitor. Când îl dai pe Dumnezeu la o parte, mintea îți devine blestemată. Din cauza asta, vă aduceți aminte ultima imagine, modelul acela de dezintegrare a umanului, în care se spune că mintea dezintegrează omul. O minte blestemată ajunge să distrugă ființa umană în întregime. Și iată cuvântul lui Dumnezeu care spune, n-au căutat pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu a lăsat în voia minților blestemate să facă lucruri pe care firea le condamnă. Nu sunt îngăduite în lumea asta. Și totuși ajungem față în față cu ele. Și mai departe cuvântul lui Dumnezeu spune, au ajuns plin de orice fel de nelegiuire, de curvie, viclenie, lăcomie, răutate, pismă, ucidere, ceartă, înșelăciune, porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudători, lăudăroși, născucitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă și... Măcar că știu că hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsești de bun pe cei ce le fac. Am ajuns în secolul 21. Înțelegeți? Aceasta a fost o trecere prin istorie și acum cu versetul 32 am ajuns în secolul 21. Asta este definiția noastră. Întrebam, înainte întreb și acum, câtă nevoie de Dumnezeu avem? Câtă nevoie? Suntem într-o zonă de răscruce extrem de teribilă, extrem de importantă. În momentul acesta, lumea, națiunea, eu personal și cu tine, fiecare luăm decizii între viață și moarte, decizii extrem de importante. Dacă iubiți lumea, dacă aveți rude la care țineți, prieteni pe care doriți să-i salvați, veniți cu ei. Haideți cu ei aici să stăm de vorbă. Haideți cu ei aici să deschidem cuvântul lui Dumnezeu, să vedem pe ce lume ne aflăm și să vedem câtă nevoie avem de decizii corecte în momentul acesta. Textul dinainte spunea că au schimbat slava Dumnezeului nemuritor și au înlocuit-o cu, vă aduceți aminte? Cu chipul unui om muritor, dobitoace, târătoare cu patru picioare și așa mai departe. V-aș invita să încheiem această întâlnire a noastră cu această întoarcere a slavei lui Dumnezeu. În cuvintele Sfântului Apostolul Pavel găsesc această extraordinară invitație. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților lui. Suntem din nou în secolul 21. La sfârșit, Dumnezeu descoperă taina lui, în timp ce am de-o parte societatea și cultura care numește răul bine și binele rău. Pe de altă parte, tot acum Dumnezeu dorește să-și descopere taina lui cui? Celui care caută sfințirea, sacrul, celui care îl caută pe Dumnezeu.
cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei, tainei acestea între toate neamurile, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Este o răsturnare a întregii dezvoltări a istoriei pe care am avut-o la început. Hristos în voi e nădejdea slavei. N-aveți pe Hristos în voi, nu e nădejde de slavă. Așa spune Apostolul Pavel. Nu-L avem pe Hristos, n-avem nădejde de slavă. În seara aceasta nu argumentez lucrul acesta, nu-L demonstrez. Vreau să-L pun înaintea dumneavoastră să vă gândiți dacă e așa sau nu. Judecați-L dumneavoastră. Hristos în voi, nădejdea slavei. Îl aveți pe Hristos, aveți slavă. N-aveți pe Hristos, n-avem slavă. Am încercat în toate felurile. Am încercat în artă, am încercat în cultură, am încercat prin războaie, am încercat cum am putut. Avem teorii de toate felurile. O singură realitate însă am ocolit-o cu îndărădnicie, cu încăpățânare, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om cum? Desăvârșit în Hristos. Dragii mei, trăiesc într-o vreme în care blugii rupți îmi arată că nimeni nu mai vrea desăvârșirea. Nu mai interesează. Răul necesar îmi vorbește despre faptul că există o filozofie în care nimeni nu mai este interesat de ceea ce este excepțional. Mediocritatea ne-a înnecat pe toți, mai jos decât mediocri. Și în timp ce lucrurile sunt așa, încă o dată, Dumnezeu vine și spune, singura nădejde de slavă este Hristos. Să-L înfățișăm pe orice om desăvârșit în Iisus Hristos. Iată la ce lucrez eu, spune Pavel, și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Ăsta este testamentul Sfântului Apostol Pavel pentru lume, pentru noi. Aș vrea când mergeți acum acasă să cântăriți puțin variantele astea pe care le avem. Să cântărim puțin ceea ce ne oferă cultura acestei lumi. Civilizația noastră. Tot ceea ce ne-a oferit. Și să vedeți cumva dacă n-am fost mințiți cumva. Să vedeți dacă n-avem o minciună în mână. Și apoi, luați dincolo de asta această promisiune eternă, extraordinară. Hristos în voi, nădejdea slavei. Ascultați-L pe Pavel care spune, uite, pe El îl înălțăm, îl propovăduim noi, sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om cu toată înțelepciunea, cu toate dovezile care sunt în istorie, în filozofie, în astronomie, în fizică, în matematică, în orice, toate dovezile, în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Vă mulțumesc pentru seara asta. Când veți ieși de aici, luați-L pe Hristos cu dumneavoastră. Duceți-L acasă. N-am vorbit încă despre El. Vom vorbi din ce în ce mai mult despre Domnul Iisus Hristos. Suntem încă în domeniul în care trebuie să creiem pofta de mâncare în sufletele noastre. Suntem încă la început. Ne uităm la lume, ne uităm la istorie. Punem în contrast cuvântul lui Dumnezeu. Încercăm să vedem dacă merită să stăm față în față cu cuvântul lui Dumnezeu. Și după ce vom ajunge la concluzia că merită, după aceea îl vom descoperi pe Iisus Hristos în toată splendoarea Lui. Veniți să-L cunoaștem pe Iisus Hristos. Veniți să stați lângă El pentru o nouă viață, pentru o nouă realitate, pentru o realitate care bate lumea aceasta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă fie aproape.
să vă fie sufletul plin de lumină. Să nu vă cârpiți viața așa după cum societatea vă cârpește. Să nu lăsați ca mintea să ne joace feste într-un fel sau în altul. Lăsați-L pe Iisus Hristos să ne vorbească și să ne ducă spre o viață care merită să fie trăită. Vă doresc fericire. Vă doresc binecuvântare. Vă doresc să vă simțiți iubiți, să vă simțiți prețuiți. Ieșiți din arta aceasta a scepticismului care ne-a cuprins pe toți într-o zonă a unei necredințe în care nu mai știm ce e cu noi. Ieșiți de acolo. Vă așteaptă lumina. Vă așteaptă speranța. Vă așteaptă soarele. Vă așteaptă Iisus Hristos. Este o ușă pe care o puteți folosi. Folosiți-o. Dumnezeu să vă ajute. Amin.